La o conferință la Paris l-am auzit pe Grigore Leșe spunând: microfonul e de la dracu. Când ai nevoie de el, nu funcționează. Când funcționează, țipă, urlă. Spre surprinderea mea, sonorizarea de aici nu ridică probleme. Deci nu e de la dracu. Eu am să vă spun câteva lucruri care vor părea fără legătură și apoi am să fac legătura. Când am auzit aici spunându-se despre felul în care s-au camuflat uneori lucrurile sub Ceaușescu, trebuia să ai motorină ca să pui la camioane, camioanele să transporte ciment, pietri și etc. Pentru că neavând autorizație la biserică, așa se întâmpla. Trebuia să ai. Ca să ai, trebuia să cumperi. Ca să cumperi, n-aveai de unde. Și atunci furai, contra cost. Era totuși un furt. Și am cumpărat 3 butoaie de câte 200 de litri de motorină. Asta era pușcărie, pușcărie. Și bineînțeles că s-a trezit unul și ne-a părât. O vecin. Și a venit miliția și a sigilat butoaiele. Ce aveți acolo? Am spus, baiți. Ce înseamnă baiți? Baiți înseamnă o combinație de apă cu un pic de praf, colorant, nu știu ce, și care dai pe lemn, așa, și nu mai e lemnul. A, vedem noi mâine. Închipuiți-vă că toată noaptea 3 butoaie le-am descărcat și le-am mutat, le-am lăsat goale, cu o pastă de pix. Am scos pasta de pix, foarte greu curgeau. Închipuiți-vă cam cum a funcționat. După care, tot cu pasta aceea, prin cădere, le-am umplut cu apă, cu baici. Când a venit milițianul, a făcut scandal acolo, ce ne duci tu pe noi? Și a desfăcut, a rupt sigiliul și a vrut să arate că e motorină, numai că s-a umplut totul de apă cu baiți. Așa am trăit noi niște momente pe care dumneavoastră, cei tineri, nu prea le puteți înțelege. Pentru că au fost atunci și acum este cu totul altceva. La fel că nu putem explica cum nu exista în alimentară nimic, sau existau adidași, adică partea de extremitate la picioare de porci. Foarte greu de înțeles. Îi spunem acum la copiii noștri, la nepoții noștri, foarte greu. Și atunci această schimbare a fost benefică prin evenimentele în 89, decembrie 89, și apariția acestei asociații. Acum am realizat de la părintele Nicolae Boja că, de fapt, eu sunt un ascorist. N-am avut cu cerere, dar eu sunt ascorist. Și vă povestesc cum am ajuns ascorist. Părintele Galeriu și alți câțiva, numărați pe degete în țară, făceau foarte multe încurcături. De ce? Promiteau că se duc la Brașov, la Sibiu, la Cluj, la Oradea și nu se mai suprapuneau și ascoriștii rămâneau în pom. Adică închiriau sala sau primeau sala așa și atunci ascorul București m-a rugat pe mine să merg la o conferință și am mers. Eu având seminarul și puțină armată 9 luni și mă însurasem și ajunsesem la Valea Plopului, colegul meu de bancă ajunsese la Birmingham, sau poate n-am pronunțat bine, și facultatea am făcut-o la fără frecvență și nu eram un erudit, cum de așa, și nu sunt nici acum. Cum a ajuns părintele Cleopa Mare? Păi spovedind, citind și spovedind. Eu nu am ajuns mare, dar am ajuns în
poziția să stau de vorbă cu tinerii, băieți și fete, mai mult ținând cu fetele. Cunoașteți asta. Să vă spun acum cui ar trebui să mulțumim. Eu să vă mulțumesc vouă sau voi să mulțumiți mie, cum deja ați făcut-o? Să vedeți ce s-a întâmplat la Valea Plopului. Au venit aproape 20 de bătrâni peste 70 de ani din Elveția, ca să ne ajute. A fost foarte greu. Ce să ne ajute bătrânii? Am pus la tăia ceapă, i-am pus așa, a mers. Dar am făcut și meditație la limba franceză, că unii știau. Au făcut și o seară elvețiană, au făcut și noi așa, au făcut meditații la matematică, a mers treaba. După 3 săptămâni am făcut o masă de rămas bun, de mulțumire, și am zis, vă mulțumim. Și ei au spus, noi vă mulțumim. Atunci am spus, eu vă mulțumesc. Nu, noi vă mulțumim. Atunci am chemat un translator de limbă germană și să vedem de ce mulțumesc ei și cum ziceam eu. Că eu eram un pățit. Am mers la o conferință, la un congres în Polonia și vameșul, pentru că n-am avut mașină corespunzătoare și Polonia era foarte strânsă la capitolul ăsta, eu aveam 5 amprente de cauciucuri în loc de una singură, inclusiv la roata de rezervă cereau ei. Eu n-am înțeles ce a zis el. El mi-a pus interdicție pe pașapoarte. Eram și soția și 4 copii de atunci. Și eu am crezut că mi-a pus viză. Și el mi le-a dat și mi-a zis Zürich. Și eu am crezut că a zis Zürich. Și am zis nu Zürich, Varșava. Și am repetat de 2-3 ori până s-a făcut ăsta roșu și și-a tras pistoalele pe centură și a desfăcut și capsa. Și atunci am băgat-o pe mânică, cum se spune, am luat harta, am ieșit afară, am pus-o pe capotă. Capota era cam așa, că avea o baterie mare de tractor, cum se fabricau tractoare la Brașov înainte, ca să poată să pornească. Că Mercedes-ul meu avea aproape 800.000 de kilometri. Că de-aia dedusem numai 100 de mărci pe el. Era pe vremea aceea. Și a început să râdă, l-a chemat pe șeful. Văm, în sfârșit. Deci, din confuzia asta, și încă o confuzie care s-a întâmplat la... Adică nu confuzie. Nu am știut. E rău să fii prost. Germană nu, engleză nu, franceză așa și așa, rusă deloc. Și la Toronto am fost la un congres și erau 700 la English și 3-4 persoane la bilingue, mi se pare că se zice. Și eu m-am dus acolo, că am sperat în limba franceză. Bilingue în Canada înseamnă franceză sau engleză. Și acolo o negresă, toate femeile frumoase, în afară de aia. O negresă așa, polițistă acolo, m-a interogat și mi-a zis în engleză și am zis please French și a zis English și am zis bilingue, yes, English, în sensul că ea alege limba. Atunci am zis în limba engleză, ok. Și mi-a pus 56 de întrebări, care ulterior am văzut despre ce era vorba și eu am citit la părinte Nicodim Mândiță, unde am făcut, despre care am făcut și teza de licență, că atunci când ești în încurcătură într-o intersecție și nu știi unde să o iei, o iei la dreapta. Sau nu știi cum să răspunzi, așa încep pozitiv, încep cu da. Și eu am zis yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Deci numerele, întrebarea impară era yes și ce apară no. Și la un moment dat, așa cât de urâtă mi s-a părut prin întrebările ei, era și cam așa, nu știu ce țară era aia de fel, prin plexiglas, când mi-a zis cuvântul ăla, mi-a venit să o pup. Dar nu puteam, că era
ea era într-o cușetă de asta. Săraca ea și-a făcut numărul, filmată, etc., probabil acolo. Și ce credeți că mi-a zis? Gău. Și am plecat. Și am mers 102 de metri și aud, părinte, în limba română, la Toronto, în un aeroport cât în sfert din Brașov. Am lăsat geamantanul jos, am uitat să vă spun că ei aveau dreptul să mă dea înapoi de acolo. Semnasem când mi-au dat viza, că dacă autoritățile de frontieră vor considera, am bilet de întoarcere. Las asta, vine unul repede după mine, părinte, de unde sunteți? Zic, de la Valea Procului. Păi eu sunt de peste deal, de la Chioju. Ei, Doamne ajută, părinte, uitați de ce v-am oprit. Cum de v-a dat drumul, domnule? Păi zic, mi-a dat drumul. Păi să zice, ați răspuns numai aiurea, părinte. La întrebarea, zic, de unde știi, mă, dar păi am fost în spatele dumneavoastră. Zice, la întrebarea numărul 19, v-a întrebat dacă consumați droguri și dumneavoastră a zis, yes! Și pe urmă v-a întrebat dacă ați vrea pe teritoriul Canadei să încetați cu asta și a zis, no, și așa mai departe. Ați avut de la 19 la 26 numai întrebări despre droguri, inclusiv dacă vreți să faceți comerț și să vă ocupați de transporturi. Cum de v-a dat drumul? Săraca ea și-a făcut numărul, a văzut că asta era și numărul și ei, în confuzia asta, asta am vrut să spun, îi chem pe ăștia care au știut germană și de ce vroiau ăia să mulțumească. Ei veniseră la Valea Procului să facă fapte bune, pentru că psihiatrul lor le-a spus că dacă lucrează fapta bună, diminuează la minim sau zero riscul de Alzheimer și demență. Și ăștia săraci au căutat pe internet și ne-au găsit pe noi ca să facă binele. Deci, în acest context, voi, la Valea Procului și pe unde ați făcut toate acțiunile, să știți că veți fi feriți total de Alzheimer. Să nu știe stânga ce face dreapta. Foarte frumos, părintele, și așa, să nu știe stânga ce face dreapta, ca neștiind să facă și ea. Asta este sensul, dar să chiar n-am auzit asta, să nu știe stânga ce face stânga, adică să și uiți, ideea este, dar formularea n-am mai auzit-o. Și eu sunt aici, cum a zis părintele, sunt cu binecuvântarea preafrigit părinte patriarh Daniel, care m-a studiat foarte mult la conferințele ASCOR, ca să, nu, să vedem dacă am acces la tineri sau nu. Și eu n-am avut acces prin cuvântări de-astea elevate, dar am stat și eu de vorbă, am răspuns la întrebări. Și în fiecare conferință organizată de ASCOR, umblau unul după mine, sau o fi fost, mă rog așa, prin transmisie, și mă întreba ce înseamnă, ce părere am despre parsianismul din biserică. Și eu spuneam, habar nu am ce este parsianismul și mai ales dacă e vorba de biserică. O să mă documentez la următoarea conferință, o să vă spun. Și sala se ridica în picioare și mă aplauda. Pentru că ăsta vrea să mă prindă ca ăia cu parlamentarii cu H2O, sau cum zicea că e prea mult hidrogen în apă, în molecula de apă. Și tot așa. Și mulțumesc lui Dumnezeu că n-am căzut în plasa asta, pentru că există și tendința să dai un răspuns neapărat. N-am acceptat niciodată conferințe despre rugăciunea minții, că trebuie să te pricepi ca să susții asemenea conferințe. Eu am explicat la toți președinții ASCOR, cărora le mulțumesc că m-au invitat, la tot ASCOR-ul, că eu mă pricep numai la aspecte ginecologice, relație fată-băiat,
fecundare in vitro, avort, familie, cât așa, în sensul de, de relaționare, nu ceva elevat. A vorbit aici Ionuț, nu a vorbit el prea mult, l-am întrebat, mă, dar tu cine ești în Ascor? Și a zis, părinte, eu nu sunt nimic, dar sunt așa un om de bază. Și de atunci l-am trecut aici în telefon, a Ionuț, Ascor, om de bază. Mi-a plăcut. Îmi cer scuze față de generațiile un pic mai vechi, care foarte mult au fost chinuite de mine la Valea Plopului, turnând beton, aranjând, etc. Iar generațiile actuale, inclusiv cea din vara trecută, și nu numai, sunt de fapt niște profitori. Adică există pat, saltea, și un pic de baie, câteva băi chiar, toalete, încă merge apa, mai câteodată rămânem, dar înainte nu exista nimic, era o toaletă în curte și era un duș cu prelat, așa. Fetele păzeau fetele când făceau baie și băieții păzeau băieții. Adică băieții nu păzeau nici. Și întrebam la fiecare reorganizare, că de acum au fost 15 ediție a taberei. Măi, voi nu-ți deți întregi la cap după cât v-am chinuit eu și din condițiile astea, cum de mai veniți? Și a zis, părinte, venim, că e un pic mai lejer aici. E cum mai lejer? Pe urmă am aflat eu cum e cu lejeritatea, că am aflat acum 3 ani, că am fost la Oașa invitat, am văzut eu programul de acolo, am rămas tablou, intri la slujbă seara și mai ieși dimineața și dimineața mănânci un pic și la ascultare. La noi liturghie și foc de tabără. E, și fân, și fân, da. E plăcut la fân. Ia să vedem ce mi-am mai notat să vă spun. Am observat, și asta este clar că a dat rezistență de 30 de ani, iubirea aceasta pentru liturghie. Foarte puțin studenți creștini, mai puțin în manifestare așa, țin de liturghie. Și asta este important. Uneori unii nu vin la timp la liturghie, alteori, mă rog, mai ezită, mai... Dar faptul în sine că se tot face, ăsta nu este așa puțin. De asemenea, am avut foarte multe satisfacții când Ascoro a organizat cu copii, adică conferințe cu copii, sigur, copii mai elevați, la liceul de informatică, spre exemplu, am fost în București, și a fost foarte greu să le fac față. Ăștia, din clasa 7-a și a 8-a, puneau întrebări încrucișate. Am mai avut și alte satisfacții, și anume, unele din cursuri organizate de Ascor, aproape nu le-am ținut. De ce? Începea dintr-un câteva expozeuri, așa, începea cearta. Mai ales la fizică, la Măgurele sau la Politehnică. Erau 600, 700, 300 de studenți. Vorbim de 94, 95, de 92 în începuturi, până în 98. Erau foarte mulți, erau sete de a afla. Și începeau să se certe. Se certau în termeni pe care eu nu-i cunoșteam. De ăștia cuantici foloseau cuvinte așa, și cum era așa amfiteatru, la un moment dat era și pericol să cadă, pentru că se repezeau unul între altul, ăsta de aici îl contrazicea pe acela. Era foarte frumos, o implicare. Ăsta e rolul tinerilor, să vă implicați ca atare. Și la matematică în București,
organiza un băiat care acum e călugăr la, la Putna, un informatician de primă mână, pe care tatălui n-a vrut să-l vadă vreo 8 ani, că a plecat la mănăstire și când l-a vizitat după 8 ani era la porci. Când l-a mai vizitat după încă 5 ani era la muzeu. Pe urmă a constatat că totuși e altceva cu băiatul lui. E, acolo a venit, era o temă și am spus 2-3 cuvinte și un student a spus ceva. Celălalt a răspuns, celălalt a răspuns, ăsta a răspuns și a urmat mai bine de o jumătate de oră de ceartă, dar tare cearta. Și la un moment dat ăsta n-a mai zis nimic și a zis, părinte, zic da. Ce sală e aici, aici, domnule? Zic, sala Odobescu. Și eu trebuie să fiu la sala Eminescu. Și-a luat-o la fugă. El, săracul, mergea la o altă conferință, cu o altă temă, și aceștia erau puși în învățătura creștină la punct, și el era cu totul altceva. Dar nu știa nimeni că el nu era dintre noi. Astea sunt lucruri, se numesc nostime. Este avantajos, precum și părinții aici au spus, pentru că în timpul vieții noi rămânem tineri din cauza voastră. Iar după ce murim, avem parte de pomeniri. Deci să fii îndrumător, sprijinitor, organizator, formator sau cum să ne numiți pe noi în ASCOR, prezintă numai avantaje. Felicit pe cei care s-au îndrăgostit, băieți și fete, la Valea Clopului, că asta era o problemă, știți că președinți și vicepreședinți, mai în vechime așa, nu mai vedem niciunul, prea, mai nu sunt toți aici. Știți de ce? S-au călugărit, unii au ajuns și episcopi. Era un trend, așa. Și eu cred că am avut un rol să spun, e foarte bine să ești la mănăstire, dar e mai bine să ai nevastă, mai, pentru că lucrurile prezintă un efort și un risc mai mare și răsplata este mult mai mare. Și fetele veneau la mine și spuneau, părinte, cum să găsim și noi un băiat bun. Păi zic, sunteți 80 de fete și 100 de băieți, sunt atâția băieți. Da, dar ăștia sunt din ASCOR. Păi și ce dacă sunt din ASCOR, sunteți rude? Nu sunteți rude. Și încet, încet. Sunt și câteva cazuri în care l-am luat pe el așa și așa și am zis, tu cu tu, tu cu tu, tu cu tu. E, nu toate s-au legat, dar câteva cazuri s-au legat, pur și simplu. De ce? Pentru că, de fapt, dacă ai curățenia inimii și dorința aceasta de a întemeia o familie, după aceea urmează și această cunoaștere și această legătură. Eu cam atât am avut de spus, sunt multe de spus și încă nostime. Aș aminti că vreo câteva ascoriste, v-am să zic că fetele sunt ascoriste, iar băieții sunt ascoreni, sau nu, ei sunt ascoriști și toți sunt ascoreni. Când vorbim de ascoreni, vorbim de băieți și fete, când vorbim de ascoriste fetele, ascoriști băieți, cred. S-au dus la soția mea și a spus, Doamnă, unde găsim un soț ca dumneavoastră? Și ea a zis, da, ia veniți încă. Și au stat de vorbă cu ele și le-au spus toată istoria. Și mai vreți soț ca al meu? Nu. Vreți ca soțul vostru să vină la 2 noaptea, la 4 dimineața? Lucrul ăsta să-l facă în mod repetat, luni, ani de zile? Da sau nu? Și a mai venit un student, au venit 3 studenți de la Sibiu, la Mănăstirea Cravna și s-a oprit la mine. Și eu am pățit la Craiova ceva.
Și anume, m-am încăpățânat și am plecat toamna pe 26 de grade, probabil, ca vara, și am plecat îmbrăcat sumar. Am ținut conferința, studenții săraci m-au invitat să dorm, dar eu aveam probleme, n-am mai prins trenul firesc și am prins un tren prin Caracal. Și când am ajuns în Caracal a venit un viscol și la modul efectiv doar n-am murit. Eu și toți de acolo, pentru că a acoperit gara, a fost așa, ca un fenomen. În sfârșit am ajuns în București, aproape înghețați și așa. A făcut imprudență, i-am spus preotesei și la o vreo săptămână vin acești trei de la Sibiu. Nu mă găsesc acasă și preoteasa a zis, bine, veniți aici, sigur vine, sigur așa, stați în genunchi. În genunchi sau țelat în genunchi? Promiteți că după conferință nu-i dați voie să meargă la gară și să-i dați de mâncare și să-i dați de somn? Da. Bine, atunci, gata. Și-o plecat. După vreo 3, 4, 5 ani, nu mai țin minte când, îmi trimite în altul Iosif niște bani. 200-300 de franci. Francezi, așa erau atunci. Și mă văd în București, așa, zic, cine sunteți? Păi zic, eu sunt ăla care l-a pus preoteasa în genunchi și am promis că vă dăm de... Vin acasă și îi spun, de ce l-ai pus în genunchi? Acum e mitropolit la Paris. Și a zis, nu era mitropolit, ar trebui să am garanția că nu mai pleci noaptea și îngheți. Și așa, uitați, numai aventura am avut în Ascor. Și vreau în continuare, dacă mai rămân viu, să veniți la Valea Plopului în condițiile noastre. Vă mulțumim! Prima parte a evenimentului de astăzi se va încheia, nu înainte ca stimații noștri invitați să primească din partea noastră o mică amintire. Începem cu domnul Horațiu Madovan, vă rog să-i aplaudați. Părinte Nicolae Tănase. Părinte Nicolae Popă. Părintele Iubreț.